Ce armăreț, avem un Dumnezeu care vorbește. ți ai că m-am dus în Londra și am trecut pe lângă un templu hindus care m-a impresionat prin arh ar arhitectura și prin modul în care arăta o construcție gigantică, pot ca să spun. Și am spus fratelui care mă însoțea, crezi că am putea să. Mergem în interior să vedem dacă e atât de impunător în exterior, ce va fi în interior. Și a întrebat portarul și a spus, se poate, dar să faceți liniște, să nu deranjați, pentru că oamenii se roagă. Când am intrat acolo, erau bărbați și femei care se rugau, dar, spre surprinderea mea, nu erau nici în picioare. Nici în genunchi, ci întinși pe burtă și se rugau la niște statuete. La un moment dat am văzut uh, niște slujitori, după bănuiala mea, îmbrăcați în halate portocalii, galbene, care mergeau cu niște mese încărcate cu de toate. Au tras acolo obloanele unde erau acele statuete, s-a făcut o liniște și mai mare. Și am spus, da, ne întreabă ce se întâmplă acolo, de ce închis? Pentru că el vorbea foarte bine engleza. Și eu o întrebat pe acești slujitori și au zis, e ora când Dumnezeii noștri mănâncă. Și eu am spus, nu cred. Spunele celor de acolo că este aici un necredincios, nu crede că Dumnezeilor mănâncă. Și dacă îmi dă voie ca să intru acolo să văd cum mănâncă, mă trec membru la ei. Le-a spus în engleză Dan celor de acolo și au zis, noi nu putem să permitem asta pentru că nimeni nu are acces în afară de noi niciun străin. Mi-am dat seama că era vorba de o înșelătorie. Dumnezeu care, Dumnezei care aveau gură, dar nu vorbeau urechi și n-auzeau ochi, dar nu vedeau ce har pentru noi că avem un Dumnezeu care are gură și vorbește. Are urechi și aude. Când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Aude. Domnul aude și nu doar că aude, dar Dumnezeul scapă din nenorocire. Pentru că Dumnezeul nostru este viu și lucrător. Și spunem în seara asta la Jebel, trăiască Domnul! Aude. Haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Romani, capitolul 12 și împreună să lecturăm din acest capitol primele opt versete, pagina Scripturii 1106. Ascultăm al Domnului Cuvânt. Predarea în slujba Domnului este titlul pus de traducător de Cornilescu. Vândem dar fraților pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat eu, Spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie și spunem cu toată adunarea, amin. amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reașezați. Cu multă bucurie revin la Jebel după o pauză de câțiva ani de zile, țin minte că ultima dată am slujit aici în pandemie, eram împreună în locul acesta și la un moment dat a venit și poliția. Slavă Domnului că în seara asta nu avem poliție între noi, îi prezent numai Domnul. De la Suceava, de unde vin, vă aduc salutări sfinte, Harul pacea și binecuvântarea Domnului să vă însoțească pe fiecare în parte. O să vin mai des la Jebel. Vă când ați spus amin, să nu vă bucurați. Am aici un prieten care s-a mutat, familia Cociorvan, fratele Vale cu sora Anca. Ea este bucovineancă și fratele Vale și el are uh, origini, deși se crede bănățean. Așa că, dacă s-au stabilit aici, cred că o să vin mai, mai des la, la Jebel. o veste bună. Nu știu cât o să predic în această seară. Spunea fratele Iosif: Să-mi dea Domnul inspirație. N-am nicio îndoială că Domnul o va face. Dar, dumneavoastră, să vă dea Domnul răbdare. Amin? Amin. Amin. A, îmi place la Pentecostali. Sunt un Pentecostal înfocat pentru că. Noi știm doar ora când începem anumite slujbe, cum e cea din seara asta, dar nu știm când e gata. așa că e fain? Cântăm noi o cântare, lăsați Duhul Sfânt ce să facă? Să lucreze, slăvi să fie Domnul. Mă cred că v-am speriat un pic, așa, dar Domnul să alunge Duhul ăsta de frică și să avem o inimă plină de pace. Dragii mei, fratele Sami deschidea seara vorbindu-ne despre Harul lui Dumnezeu. Și cu adevărat, seara aceasta este o seară a Harului. Mulțumim Domnului pentru Harul Său. Însă Harul, după cum Dumnealui spunea, este felurit. Bună oară, Apostolul Petru spune în prima sa epistolă, în capitolul 4 cu versetul 10, ca niște buni spravnici ai Harului, cum? Felurit. A lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Putem vorbi de harul mântuirii, putem ca să vorbim, știu eu, de harul sfințirii, putem să vorbim despre uh, harul, uh, poate, al bucuriei, al suferinței, pentru că spunea Pavel la un moment dat filipenilor, vă nu vi s dat harul numai să credeți în Iisus Hristos, ci să și, pătimiți sau să suferiți. E un har și acesta. însă eu am ales pentru această seară să vorbesc despre harul slujirii, pentru că și acesta e un mare har. Hristos ne-a chemat ca toți să fim slujitorii lui, și pentru asta spunem lăuda să fie domnul. Dragilor, vreau să predic în această seară despre cum să slujim ca la final să fim răsplătiți de Dumnezeu, să primim o răsplată. Sunteți de acord? O să menționez câteva gânduri, câteva principii, într-o oarecare măsură o să le dezvolt, într-o măsură mai restrânsă, ținând cont de toate lucrurile. E posibil, la urmă, să avem și o rugăciune pentru bolnav, pentru ungere cu un delem, dacă vor fi solicitări, și să lăsăm să lucreze Dumnezeu după planul și voia Lui. Prima afirmație pe care vreau să o fac, ca să fim răsplătiți la final de Domnul, în primul rând, trebuie ca să slujim sau trebuie să lucrăm în locul în care Dumnezeu ne-a pus pe fiecare dintre noi. Să spunem amin. Aici în versetul 7, zice Apostolul Pavel, Cine este chemat la ce? La o slujbă. Să se țină de ce? De slujba lui. Care era slujba lui Pavel? La ce l-a chemat Domnul pe Pavel? Pavel a fost chemat ca să vestească Evanghelia. Să ducă Evanghelia la neamuri, să o ducă la împărați, da? Și să o ducă la evrei. La trei categorii. Așa i-a spus Domnului Anania, nu? În fapte nou, este un vas pe care l-am ales ca să ducă Evanghelia. Și într-o împrejurare spunea Apostolul Pavel, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Care a fost slujba lui Ioan Botezătorul? Să pregătească ce? Calea unsului a Domnului Iisus, o ținut de slujbă? Știți că la, 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 final, la final, când era închis în temniță, foarte mulți vorbesc despre îndoială lui Ioan. Sigur că a avut un moment de clătinare, pe de o parte, dar pe de altă parte, Ioana a mai dorit încă o asigurare. A dorit o confirmare că 100% e Mesia, pentru că dacă e Mesia slujba lui, s-a încheiat și poate să plece liniștit acasă la Domnul, el și-a încheiat mandatul. Știți care e marea problemă în bisericile de astăzi, din vremea noastră? Foarte mulți nu-și cunosc locul și slujba pe care le-a încredințat-o Domnul. De foarte multe ori avem probleme în adunările noastre și tensiuni și dezbinări și totul pleacă de aici. Pentru că, dragilor, când Dumnezeu te cheamă undeva, într-o lucrare, într-o într slujbă, când te așează, Dumnezeu îți dă toate resursele, amin? Și resursele spirituale, și resurse fizice, și resurse financiare, că Domnul e bogat, are de toate. Mă întreabă foarte mulți, frate, cum reușești tu ca să mergi așa o săptămână acolo, trei zile acolo, patru zile acolo, am luat cu mine un frate de la Suceava să mă ducă cu mașina, un patron. Am mers o patru zile, o zis, nu mă pui la nimic, nici la rugăciuni, nu fac nimic, dacă vrei să te mai duc și altă dată. Nu m-au stat acolo, ascultat prerii, s-au bucurat la cântare, o mâncat bine, așa, am ajuns luni dimineața acasă pe la șase și i-am spus, -am spus dragul faci bagajul că de joi pornim în partea elaltă, spre sudul țării. Și o zis el, Doamne ferește! Zice, nu mai plec de acasă din patul meu, doam patul meu, domnule. Eu, dorm, eu nu mă duc, eu nu-s la asta. Și din momentul de față, zice, S -s cel mai înverșunat apărător al evangeliștilor, care e critic, de a face cu mine, că am văzut ce înseamnă. Și am spus, Doamne ajută, să fie cât mai mulți apărători. Ei, Dumnezeu îți dă resurse. Că nu oricine poate să facă asta. Să trage lor. Nu oricine e chema să vestească Evanghelia. Sunt oameni, am văzut, care se duc și n-au chemare, fac școli. Școli de teologie. Patru ani de zile, la zi, fac cursuri. Eu nu zic că școala nu e bună, te echipează. Dacă n-ai chemare, nu faci nimic. Sunt o grămadă în adunările noastre pe care eu îi numesc chinuitori de suflete. Deci pur și simplu te obosesc, te termină. Deci Nu, nu, nu mai poți efectiv. Și îmi dau seama și eu și toți că omul respectiv nu are chemare pentru așa ceva. Poate să aibă legitimație, poate să aibă ce vrea el, dar nu are chemare. Ce important e să știi chemarea și locul unde te-a pus Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! Era undeva, eram în America, în Chicago, la Biserica Ghețimani și prin fratele Aurel Bălici, un om al lui Dumnezeu, a venit o descoperire pentru un frate păstor din România, nu o să-i dau numele. Urma uh, alegerile în biserică, supărase câteva familii mai cu influență și avea așa o teamă, interioară, cum va fi, ce va fi. Și prin fratele și descoperirii care spune așa, de ce te frămânț, omule? Stalin liniștit, pentru că oamenii nu vor putea ca să-ți ia decât ce ți-au dat ei. Dar niciodată nu vor putea să-ți ia oamenii ce ți-am dat eu, Dumnezeu. Și s-a omul. Și-a strigat Aleluia. Ce poți să să-ți iau oamenii? Ce ți-au dat? Ce ți-au oamenii? Voturile. Luați-le sănătoși. Dar ungerea, autoritatea, puterea pe care ți-o dă Dumnezeu dacă păstrezi în curăție, cu frică de Domnul, nimeni și nimic nu-ți poate, nu poate să-ți ia. Știi ce a spus Ioan Botezătorul la ucenicii lui? Omul nu poate ca să primească decât ceea ce este dat de unde? De sus și când e de sus, văd și cei de jos. Amin? că Dumnezeu dă cu mână largă. Dumnezeu nu dă așa cu pompița, știi? Dumnezeu dă cu mână largă. Când își deschide mâna, satură după dorință tot ce are viață. Lăuda să fie Domn. Știi la ce te-o cheamă Domnul? Frate, eu nu predic. Eu nu cânt, n-am voce ca Manu Negrea. Nu toți să să-ți chemați să cânte. Că dacă ar cânta, toți nu mai încăpem aici. Nu toți să schemați neapărat, văd biserici care îi supărare, trebuie să-i pui la îndemn, la... Nu, frate, nu. De cântat putem cânta și o cânt pe mașină. Așa când când mă duc până la, Viena, așa când singur acolo în mașină, când până la Viena. Dar e altă problemă, nu cânt la biserică. Când am chemarea asta să cânt. Eu mai glumesc cu frații, mă duc pe la frații Rome, așa, și frate, dar Dumnezeu, ai voce așa, ei putea cântează, băi, voi, voi vreți să vă iau vouă pâinea? Stați liniștiți, cântați voi. Asta o spun așa în spirit de glumă, dar eu știu că nu mă chema Dumnezeu la cântare. Dar slujbă nu înseamnă numai cântare și predicare. Știți că în vremea asta e nevoie de mijlocitori? Doamne ajută-ne! De oameni e rugăciune. Am primit un mesaj care m-a încurajat de la o persoană anonimă, nu vrea ca să-și dezvăluie identitatea, am întrebat cine frate, dacă ne putem întâlni, eu spus nu, vreau să rămân așa în anonimat. Spuneți, frate Ionica, astăzi s-a împlinit un an de zile, de când mă rog pentru dumneata în fiecare zi, te amintesc în rugăciune, pentru lucrarea pe care o faci, că știu că sunt multe piedici, Dumnezeu să-ți dea biruință. Am spus lăuda să fie Domnul. A fost la mure și la o mormântare recent la cineva de 34 de ani care a murit subit și la fel a venit un frate care mi-a spus, frate, de 4 ani de zile, te amintesc în fiecare zi în rugăciune. Am găsit doi mijlocitori. Cu siguranță că mai sunt. Știu cu un mijlocitor e mama mea, care se roagă pentru mine în fiecare zi, soția mea, dar vorbesc de cei din afară. Am mai găsit doi mijlocitori din afară. Știi ce importantă e slujba asta? Lăudați să fie Domnul! Vedeți, aici în Scriptură vorbește Biblia și spune la un moment dat în versetul 8, cine îmbărbătează pe alții, ce să facă? Să se țină din îmbărbătare. Cât aveți la jebel? Oameni care zgata gata de îmbărbătare. Când cineva trece printr-un necaz, prin, când cineva trece printr-o suferință, să te duci acolo și să-l ridici, să-l îmbărbătezi. Ați văzut că Duhul Sfânt vorbea pe linia asta să ridicăm? Nu să judecăm. Că sunt unii care îi spun, da, da, l-o pedepsit Dumnezeu. Așteptam, Domnule, drept Dumnezeu. Vezi să nu fie drept și cu tine. Eu cunosc pe cineva care, care a spus așa, am să postez și am să mă rog să facă Dumnezeu dreptate. Adică să-l trăsnească pe păstor. Cam așa era dreptatea din punctul lui de vedere. Fraților, Dumnezeu e plin de milă și de îndurare. Slavă Lui că noi intra la judecat. Merită să spunem în seara asta, aleluia. Unui frate din zonă la noi, o murit copilul în accident de mașină. Un inconștient o mers și o da cu mașina în el, s a stins copilul în brațele lui. O făcut tot ce o știu, tot ce o putut omenește, până a venit ambulanță să-l țină în viață. s a stins în brațele lui. E un moment dramatic ăsta povestea el peste mai mult timp, așa au spus, dacă am depășit momentul ăsta, l-am depășit pentru că au venit frați la mine, care m-au îmbărbat și au spus, nu te-o pedepsi Dumnezeu. Dumnezeu te o găsit vrednic să te treacă pe aici, că nu oricine rezistă. Și să știi că noi suntem alături de tine. Și cu băiatul tău, cu David, într-o bună zi te vei întâlni la Domnul acasă. Pentru că moartea nu are ultimul cuvânt. Hristos a biruit moartea. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor. Copilul tău încheiat legământ cu Domnul. Și într-o bună zi o să te întâlnești cu El și o să ne întâlnim cu cei dragii noștri și o să fim pentru vecii vecilor împreună. Și o zis El, am depășit momentul altfel. Ce important e. Nu? Să îmbărbătezi. Să pui un de lemn acolo, să, să, să legi rana. Să te duci să spui o vorbă bună, că lumea asta e plină de oameni, plin de venin. Oameni, oameni rău intenționați, oameni care arată cu degetul. Nu întâmplător se amintea despre întâmplarea aceea cu femeia prinsă în păcat, în preacurvie. O zis Domnul Iisus, care dintre voi, fără de păcat, ce să facă? Să arunce primul cu piatra. Că la urma urmei toți avem vulnerabilități, toți avem slăbiciuni, nu suntem desăvârșiți, că dacă eram desăvârșiți, nu eram aici, în seara asta. Ne ducea Domnul acasă. Dar mai avem domenii unde trebuie să ne pocăim. Mai avem, mai avem ispite pe care nu le putem birui. De aceea ne rugăm, Doamne, îndurăte de noi. Doamne, întărește din în seara asta. Slăvit să fie Domnul. care e slujba ta? Care-i slujba ta? te chemat Dumnezeu să fii proroc? cum se spunea, cum spunea fratele Rudolf, prorocește, nu predica. Amin? Că versete biblice știm. Prorocia nu-i predică. E mesaj venit de la Dumnezeu din cer. E descoperirea tainei inimii. Asta înseamnă prorocie. Și îmi doresc așa proroși să avem între noi. Lăudați să fie Domnul! Că avem, dacă vrei un îndemn, dă un îndemn. Ce important este să știi locul. Te-a chemat domnul proroc, am cunoscut pe cineva care l-a chemat proroc și a venit unele la el și a spus, frate, ta, ai putea să fii și conducător de adunare. Cine-i chemat la o slujbă revin să se țină de? Rămâi la prorocie. Nu vrea și păstor. Și au venit oamenii și au spus, uite, noi te susținem și l-au dat jos pe fostul conducător, păstor, cu alegerile astea. Și l-au pus pe el. Știți ce am văzut? Nici păstor nu a fost, dar nici proroc nu a mai fost. Pentru că Dumnezeu când te pune acolo, în perimetrul ăla unde te așează acolo, Dumnezeu îți dă tot acolo. Dacă tu te duci în altă parte, emigrezi, te duci pe răspunderea ta lui Dumnezeu nu-i pare rău de darul dat și chemarea făcută. Rămâi acolo. Te-o chema Domnul să fii. Unde trebuie să lucreze prorocul? În biserică, în primul rând. Amin? În biserică. Cunosc proroci care lucrează numai pe la case. Lucrează numai pe alte locuri. Nu, nu. Prorocul autentic trebuie să lucreze aici, în trupul lui Hristos, în adunare, aici, prima dată. Prorocul se duce în alte părți cu știrea păstorului, a comitetului, anunță, nu se din de capul lui. Frate, mă duc acolo, frate păstor, schemată, schemată în locul acela, rugați-vă pentru mine, trebuie ca să fie conlucrare, să știm unii de alții, Doamne ajută-ne! Spunea cineva, păi zice, eu sunt proroc, îmi dau socoteală la oameni, eu fac ce vreau. Nu fac ce vrei că darul e dat de Dumnezeu nu pentru tine îi dat pentru ziderea bisericii aia trebuie să faci când te duci pe pornirea ta și pe treaba ta Dumnezeu te lasă în pornirea ta dar n-ajungi bine ajungi la un moment dat să te încurci și să te faci de rușine, ce important e să lucrăm întotdeauna în, în, în felul acesta în echipă așa să lucrăm unii cu alții, să știm unii de alții. Doamne ajută-ne! Și când te doare mâna, simte tot trupul, nu? Când te doare capul, sau ce te doare, simte tot trupul. În felul acesta să slujim. Doamne ajută-ne! Poate te-a chemat Domnul, nu știu, te-a chemat Domnul să faci altă lucrare. Într-o biserică, să spun o întâmplare, la final de evangelizare s au făcut evangelizare și cineva din localitate, un om cu vază, bun gospodar, s-a ridicat în picioare. O întreba pastorul: e cineva care vrea să spună ceva? Și a luat, eu vreau să spun. Ce vreți să spuneți? Eu din seara asta mă pocăiesc și rămân la voi în adunare. Toată biserica, aleluia, lăuda să fie domn. Bucurie mare, băi, om cu vază, s-a pocăit. La urmă se duce păstorul, spune, frate, mai uimit, dar ce te determina să iei decizia asta? Ți-o plăcut la noi? Ce ți-o plăcut? s -ți o plăcut cum o cânta corul? Ce frumos o cântat corul pe patru voci, domnule. Mi s-a ridicat așa părul pe mine, o cânta grozav. Dar nu asta o contat decisiv. Dar ce s-a plăcut? Predica? Și predica, extraordinară predică. Dintr-un verset o predica predicatorul ăsta o oră. Păi zice, la noi preot în biserică mai mult cântă, nu înțelegi mare lucru. De ăsta o despica firul în patru, așa, ca la școală, ca profesorul. Zice, am învățat, perfect. Dar nu asta a fost decisiv. Dar ce atunci? Păi zice, când am ajuns la voi aici la ușă, era un bărbat așa, vesel, bine dispus, avea un ecuson în piept și scria ordine. O da mână, a spus, bine ați venit la noi, ne bucurăm pentru că ați făcut alegerea asta frumoasă, m luat așa de după umeri, m au condus zice, ăsta e locul dumneavoastră, simțiți-vă bine, dacă mai aveți nevoie de ceva, eu adus o sticlă de apă, m-am gândit stând pe, 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 scaun, bă, eu așa bine, n-am fost primit nicăieri, mă. Dacă tăți din adunarea asta, ca ăsta, eu rămân aici. Acum să o fi convins mai târziu dacă toți din adunare erau că ăla. Dar cert este că ușierul și-o făcut treaba bine. Nu poți să-l pui la ușul nu care-i supărat pe viață. Poți să-l pui? Unul. joc, are o privire de supărat, așa, de, de, de înțelegi, dă mâna așa sau nici nu dă mâna, te tratează cu indiferență. Nu, nu-i nu chemat la asta. Știți că e importantă și slujba asta. În Nemia 7 -1, după ce au rezidit uh, Ierusalimul templu, Nemia au pus trei categorii de slujbași. Uitați-vă, după ce s-a zidit zitul și am pus ușile porților, au fost puși în ce? În slujbele lor. Cine au fost puși? Prima categorie, nu preoții ușierii, că pe la ușă se intră. Cântăreții și apoi leviți. Astea au fost primele trei categorii, dar prima dintre ele sunt ușierii. Și asta e o slujbă. fă slujba bine acolo unde te-a pus Dumnezeu. Și la final să poți ca să spui, Doamne, ce mi-ai încredințat, eu am împlinit cu brio. Aleluia! asta e lucrarea pe care mi-ai dat să o fac și am făcut-o. Așa să mă ajute Dumnezeu, așa să vă ajute Domnul și pe dumneavoastră. Amin. Mergem mai departe? Mergem, că și să merge. A doua afirmație pe care vreau să o fac, știți cum să slujim? Să slujim cu măsura de credință și de putere pe care ne-a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia, să spunem și aici amin, să, să slujim în locul, să ne știm locul unde ne-a pus Domnul. Și doi, măsura. Care este măsura? Vă știți măsura la pantofi? Toți? Asta, un frate o în spate acolo. Toți ne știm măsură la pantofi, da? Interesant, băi cât? 43, 44, o avem și cu, cu 50 cineva. Știu care poartă la comandă îi face, că nu găsește altfel, un fel de uriaș. Dar ne știm măsura la pantofi, ei trebuie să știm și măsura în lucrare. Am văzut slujitori, am văzut, de exemplu, predicatori care nu știu măsura. Sunt unii care, dacă și-ar cunoaște măsura, ar avea o slujire eficientă din nota 10. Știi care e măsura la unii? 10 minute. Și când când lucrează în măsura asta, au rezultate mari. Biserica e zidită, biserica spune aleluia, lăudat să fie Domnul, îi hară în adunare. Dar când trece de măsura asta, stricătăt. Pentru că depășește măsura. Eu sunt pe internet și văd că alți predicatori predică un ceas. Nu stați de un ceas. Vreau să vă spun că în bisericile unde eu slujesc, nu predic un ceas. Că până la urma fii fiecare predicator are un vocabular în care să învârte, da? Are niște idei pe care unilor le repetă. Dacă mergi cu orice predicator, vrând nevrând, iar se repetă, spune anumite lucruri. Că suntem oameni limitați. Ce important e să-ți cunoști măsura. Doamne ajută-ne! Măsura! Mai bine să spună frații, bă, de, la, de mai mergeai un sfert de oră, nu? Ai predicat 45 minute sau 50 sau 60, cum o să predic eu în seara asta la ședel. Și la urmă să vină frații, să spună frate Ionică, de te mai ducei vreo 20 de minute. Să vedem dacă o să vină la urmă. Adică să-ți cunoști măsura? Prorocul tot la fel. Știți că nou unii lipsește la ora actuală darul deose. Darul să lipsește. Un frate avea darul deosebirii și o prorocit alt frate și s-a ridicat în picioare și-a spus frate 30% au fost de la Domnul, 70 au fost de la tine. Măsura nu ți o cunoști lucrează la măsură. Că uneori prorocul spune și ofului, s influențat, influențat de ceea ce știe, de ceea ce află din stânga și din dreapta. Eram la noi, la, am avut o seară tot ca dumneavoastră prelungită și în urma stăruințelor cum să fac la noi, în special iarna, doi sau trei tineri au primit dar de prorocie. Și acum unul dintre ei așa se ridica la fiecare, la foc automat. Și prorocea, și prorocea, și prorocea, și prorocea, dar repeta cam aceleași lucruri. Am invitat un cor să cânte, o venit fratele Liviu Jeniuc, l-am chemat în seara aia să vină, un proroc cu experiență, și băiatul ăsta tot se ridica la fiecare rugăciune primul, 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 și spunea, dar se vedea că stingea totul în adunare. Mă gândeam, bă, Doamne, dăm, răbdare și înțelepciune să nu fac tulburare. Că dacă intervii și nu știi cum lucrezi, strici toată seara. Și am spus, Doamne, lucrează Tu, că Tu ești înțelept. Și s-a ridicat fratele Ugeniuc. Și spus, am avut o lucrare pentru tine. Mi te-a arătat, Domnul, într-o vedenie că erai în fața unei sobe de teracotă, cum e pe la noi, pe la țară, nu știu dacă aveți dumneavoastră, dar cred că știți și sobe de teracotă, are care mergeau cu gaz pe vremuri sau cu lemne. Și o zi deasupra sobei era un obiect după care tu săreai, făceai salturi ca să-l ajungi, dar nu puteai, pentru că era prea înalt pentru tine și tu erai mic. Mi-a zis Domnul să spun așa, rămâi la măsură, la statura pe care ai primit-o, că tu ai o măsură mică, lucrează cu măsura pe care ai primit-o acum la început. Și Domnul în timp, Îți va crește măsura și vei lucra cu o măsură mai mare. Dar acum lucrează cu măsura asta mai mică. Că deocamdată măsura ta este mică. Am strigat aleluia. M-am răcorit. E important să-ți cunoști măsura. Știți că sunt unii, am văzut, care nu știu măsura. Ajung să tremure și tot la învonus. Să împedică. Păi, frate, gata cu măsura. Mai stai în bancă. Nu știu măsura. Ba unii să mai plâng. Și a rămas singur. Și tremură cu tava când merge așa. Dar cum ai rămas frate singur într-o viață neordinat pe nimeni? Păi zice, zic, da uite că cel care odată primul îndemn, eu părut așa că stăpânește Biblia. Și chiar și al doilea au mers bine. E, frate, ce știi dumneata? Ăștia sunt tineri fără experiență. Dar cât are primul? 43. Și al doilea cât are? 50. Dar când îi pui? La 65? Știți că asta e o problemă? Oamenii care nu-și cunosc măsura în privința asta. O venit la Ioan Botezătorul, ucenicii lui, că avea și el ucenici. Și-o zis, învățătorule, cel pe care tu l-ai botezat, îi de partea el altă Iordanului și botează el. Și problema e mare, e majoră. Toți oamenii se duc unde? La el. Adică am venit să te anunțăm că și tu și noi am rămas pe lângă, așa șomeri. Aștepta acum că Ioan era vulcanic. Imaginați-vă când au venit farisei și au strigat ca să se boteze. Unii dintre ei au spus, pui de! Era un om dur. Au venit Irod și au spus, tu trăiești, el o nevastă lui tu. Tu trăiești în păcat, te va judeca Dumnezeu. O întorsă la trăsura și valea. S-au gândit ucenii se vezi și îi face acum. Eu mi-i imaginez, vă zis, învățătorule, tragedii, nenorociri, ți-au luat toți, ți-au luat lucrarea. Fă ceva, fă ceva acum. Să bubuie, să trăsnească Ioan și zis Ioan, o veni vremea ca eu să mă micșorez și el să crească. Aleluia! Cine o cu pe lângă tine? Știți că Elie era, a fost un mare om al Dumnezeu, dar a avut o mare carență. Era un singuratic. O ajuns ca să, să intre în, în depresie și îl caută Dumnezeu și îi pune întrebarea asta Ce faci tu aici, Ilie? Care-i treaba cu tine? Și ăsta se plânge, spune Doamne, ce să fac? Am rămas singur, am fost plin de râvnă pentru tine, pentru lucrarea, tu știi Gata, s-o închet Spune Domnul Ilie, nu ești singur Mai am încă bărbați 10, 20, 30. Câți erau? Șapte mii. Băi, șapte Dar cum de nu știa Elie niciunul din șapte mii? Pentru că Elie plăcea singurătatea, s-o izolat. Niciodată nu s-ar fi dus ca să-l ungă, să-l aleagă, să-i arunce mantaua lui Elisei. Dacă nu-l trimitea, Domnul i-a spus, du-te, că ăsta va fi proroc în locul tău. Du-te și unge-l Ei, Elisei n-a făcut ca Elie. Elisei a făcut o școală a prorocilor. Eu chema pe toți. Nu s-o temut că va fi unul care prorocește mai bine. Nu. Locul unde s-o adunat era neîncăpătorul trebuie ca să-l lărgească. Doamne ajută-ne! Fiecare slujitor are o vreme de creștere, are o vreme de stagnare și are apoi o vreme de coborâre. Să ne cunoaștem măsura. Amin? Amin? O grămadă de evangeliști buni am văzut în țară care au plecat și au lăsat bisericile neacoperite. Și au fost frământari, frământări și tulburări din punctul ăsta și în privința aceasta. Să ne ajute Domnul să slujim cu măsura de credință, de putere pe care Dumnezeu ne-o o Să nu uităm că suntem oameni limitați. Singurul care este nelimitat este Dumnezeu. A lui să fie Slava, a lui să fie Cinstea și Gloria și tot poporul să spunem Amin. amin. Sunt multe principii, mai amintesc câteva, poate le mai scurtez. Un alt principiu pe care l-am văzut eu aici, să slujim cu mâini curate, cu curăție și fără compromis. Doamne ajută-ne! Important? Spune versetul 3, spune versetul 2, pardon, să nu vă potriviți, zice Apostolul Pavel, să nu vă potriviți cui? Chipului, viacului acestuia. Și să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Ăsta a fost unul din scopurile majore ale Apostolului Pavel. A dorit întotdeauna să aibă o slujire curată. Să nu poată să fie acuzat de nimeni. Să ai demnitate și oricând să poți să stai și în fața oamenilor și să stai și înaintea lui Dumnezeu. Ca Samuel. Vă amintiți de Samuel? Când s-a ridicat în fața poporului și a spus, dacă v-am năpăstui, v-am luat ceva, vorbiți acum sau tăcere. Și-a spus, nu ne-ai luat, nu ne-ai apăsat, n-ai făcut compromis, ai avut o slujire curată. Ce har! Doamne ajută-ne! Știți că David, știți că David când a făcut compromis cu Ioab, din momentul acela a pierdut toată autoritatea? A făcut Ioab ce-a vrut cu David? Ei dădea a Ioab David. E și vorbește poporului. Eu zis, nu omorâ, să nu omoare nimeni pe Absalom, pe tânărul Absalom. Purtați-vă cu milă față de el. S-a dus, s-a tras trei săgeți, s-a făcut ce-a vrut el. Ce-a vrut el? Pentru că l-avea la mână pe, pe, David. Când? Când l o trimis, o trimis o scrisoare pe Urie, după ce o păcătuit cu Baceba, și o zis, pune-l în locul din tâi ordonă retragerea și lasă-l să fie omorât, să acopăr păcatul. Dar păcatul nu se o cu alt păcat, niciodată. Păcatul trebuie ca să fie mărturisit și păcatul este șters prin pocăință. Doamne ajută-ne să ne pocăim recunoaștere, să recunoaștem și apoi să ne pocăim. Că un păcat aduce alt păcat și alt păcat și alt păcat. Pe pat de moarte, eu zis, lui Solomon, ai doi oameni pe care trebuie să-i omori, unui și mei, care m-au blestemat, n-am putut să-i fac nimic, i-am făcut o promisiune că nu va muri, și al doilea este Ioab, să nu-l lași în viață. Îți va da Dumnezeu înțelepciune cum să faci, cum să procedezi. Dar tu de ce n-ai putut în cazul lui Ioab să faci nimic? Pentru că te-ai compromis. Dragilor, E tare important să slujești liber, să nu depinzi de oameni. Nici de patroni, nici de unul, nici de altul. Amin? Liber. Să fii liber. Să ai o slujire curată. Vreau, dar ca bărbații, spunea Pavel, să se roage în orice loc și să ridice spre cer. Ce să ridice? Mâini curate. Mâini curate. Amin? Am mâinile curate. Tot ce am, îi prin binecuvântarea lui, Dumnezeu, n-am făcut nimic necurat, n-am năpăstuit pe nimeni, n-am greșit cu nimic, oricând pot ca să stau cu demnitate, atât în fața oamenilor, dar mai cu seamă înaintea lui, Dumnezeu, că Dumnezeu știe totul. Să spunem în seara asta, glorificat să fie Domnul. Doamne, ajută-ne așa să, să slujim, fiecare dintre noi. O slujire fără compromis, o slujire curată. Pentru că atunci când slujim în felul ăsta, Dumnezeu ne dă putere. Dumnezeu ne dă ungere. Dumnezeu ne dă însoțire. Slăvi să fie Domnul. Știți că a venit vrăjitorul din Samaria la Petru și la Ioan și a zis: dați -mi și mie ce... vă, vă dau bani să-mi dați și mie puterea asta pe care o aveți voi. Și a zis: uh, Petru, banii tăi să piară. piară împreună cu tine. Pentru că tu n-ai nici parte, nici sorți. În împărăția lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te de răutatea asta ta și roagă-l pe Dumnezeu să te să te ierte. Oamenii aceștia au slujit într-un mod curat. Au slujit într-un mod devotat, așa să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Un alt gând pe care l-am aici, l-am găsit în text, să fim răsplătiți la final de domnul trebuie ca să slujim întotdeauna cu echilibru, cu cumpătare și cu multă smerenie. Doamne ajută-ne! Zice versetul uh, 3. Prin harul care mi-a fost dat, tot de har vorba, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere cum? Mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine și iarăși potrivit cu măsura de credință pe care am părțit o Dumnezeu fiecăruia, despre asta am vorbit. Dragilor, te-o chema Dumnezeu să fii pastor, să fii predicator, să fii cântăreț, să fii proroc, să fii nu știu ce. Slujește întotdeauna cu smerenie. Toată slava este a lui Dumnezeu. Modelul nostru de slujire, în primul rând, este Domnul Isus Hristos, care s-a smerit, spune Pavel, până la moarte și încă moarte de cruce. Știți că am văzut ceva interesant studiind Scriptura, când a plecat Iuda ca să-L vândă pe Domnul Iisus la preoți, le-a spus așa, pe care îl voi săru ta, ăla este Iisus, să puneți mâna pe el. Ce te ducem de aici? Că pe Domnul Iisus nu-L puteai deosebi dintre ucenici. V-ați gândit la aspectul ăsta? Arăta ca ei. Că de multe ori oamenii ies în evidență prin felul în care arată, prin felul în care se îmbracă, prin mașina pe care o conduc. Ei, Domnul Iisus nu. Domnul în toate lucrurile s-a smerit. De aceea spune acolo în Filipeni 2, Pavel, l-a înălțat Dumnezeu nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele Lui glorios să se prece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ, de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slavă Lui Dumnezeu, că Isus Hristos este Domnul. Dacă s-a smerit El, cu atât mai mult noi. te a folosit Domnul? Slăvi să fie Domnul. Amin? Ai avut har? Lăudați să fie Domnul aprecierele sunt ale oamenilor. Pot să fie apreciat. Dar întotdeauna slava și cinstea este a lui Dumnezeu. El o merită. Dumnezeu să ne ajute să-i dăm. Am văzut oameni mândri, slujitori, evangeliști care predicau pe stadioane și azi le plângi de milă. Pentru că, dragilor, Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. A lui Dumnezeu e slava. Să slujim în felul ăsta. Ce apreciez la slujitor este o viață echilibrată până la sfârșit. Oameni care sunt lucizi până la 80, 80 și ceva, 90 de ani, în spate e o slujire cumpătată, echilibrată și smerită. Lăuda să fie Domnul. Nu unii care își fac reclamă singuri, ăștia n ajung bine. Oameni care vor să iesă în evidență. Uitați-vă la Apostolul Pavel, nu? Răpit până la al treilea? Cer. După 14 ani vorbește și spune, cunosc un om care în urmă cu 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Tot știau că de el e vorba. Bun, dar spune ceva despre tine, am să vă spun. Iisus Hristos a venit ca să mântuiască pe păcătoși și cel din tâi sunt eu. Eu nu sunt vrednic ca să port numele de apostol pentru că am, am pregonit biserica Domnului, am despărțit familia, am făcut numai rău, am fost un pregonitor, un uhlitor nu sunt nimic. Dacă totuși sunt ceva, sunt prin ce? Sunt prin Harul Lui. Aleluia! La Har ajungem. Doamne, mulțumim pentru Harul Tău, că celor smeriți care se smeresc, Dumnezeu le dă ce? Dar la mândrii le stă împotrivă. Știi că uneori e greu când stau împotrivă oamenii. Este câte un primar care stă împotrivă. Este câte un șef care stă împotrivă și e greu, nu poți face nimic. E un om, un muritor, dacă când stă Dumnezeu împotrivă. Doamne, ai milă de noi! Și apoi, dragilor, mai un gând și intrăm în rugăciune. asta e măsura pentru seara asta. O slujire până la capăt, fiind gata de orice sacrificiu. Amin. Slujirea presupune jertfă. Dacă ați văzut aici, așa începe. Vândem, dar fraților, pentru îndurare lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre, în primul rând, ca ce? Slujirea presupune sacrificii. Nu confort, nu cum să gândesc unii. Ați văzut ce spunea Manu despre copiii lui? Când stai cu noi, duminica? Exact asta mi-a spus mie. Eram odată acum copiii mei, am trei din trei căsătoriți, am cinci nepoți, doi pe drum, Doamne ajută să ajungă cu bine, amin? Au fost o vreme în care, în care mi-au zis copiii, tată, dar dumneata nu stai, de când stai o duminică cu noi? De regulă, frață, nu te cheamă, mai rar te cheamă marți, miercuri, așa, mai ales pe timp de vară, duminica, ba nuntă, ba botez, ba -a -a -a. Și am zis, măi, uite, duminica cu tare stau, și dimineața și după amiază la biserică la noi și stăm la masă și o să și notat ei acolo în, carne carnețere, zice, ți-o eu prin casă, tata stă acasă tătul duminica și stă la masă cu noi. O trecut timp, o trecut și sâmbătă văd că insistă cineva la telefon, dar insistă, dar oricum eram hotărât să spun nu. Și răspund la telefon, și văd o voce stinsă, așa afectată, am simțit, s-o recomanda și o recomand, așa, frate, Ionică, sunt de la Volovăț, de lângă Rădăuț, o zis cum îl cheamă, ce faceți duminică, mâine, la amiază, la ora 1? Am spus, frate, ce să fac? O să fiu la masă cu familia după ce vin de la biserică. Asta mi-am să fac, asta mi -am propus. Zic, da, de ce? Și după un oftat, om o zis, frate, dumneata ai slujit la noi de multe ori. A fost la multe căsătorii. Și o fetiță de-a noastră, de șase ani, s-o atașat de dumneata. Într-o zi o venit, după ce-i predica la nuntă, s a îmbrăcat într-o rochie albă de-a unei surori mai mari, o lua niște pantofi de culoare deschisă în picioare și au pus pe cap o coroniță și-o venit și-o spus într-o bună zi o să fiu mireasă și la nunta mea o să predice fratele Ionică. am simțit că ceva nu-i bine din glasul lui și a spus așa, frate, ne-am fi bucurat să te chemăm la nuntă, dar în urmă cu două zile, fetița noastră a murit într-un accident. O mașină a strevit-o și mâine la unui mormântare. O să fie îmbrăcată mireasă, dar criu. Nu vrei să vii la mormântare, să fii lângă noi, lângă durerea noastră. mai mă spune la copiii spune vă ei, nu pot, că stau cu copiii la masă, că e mai, sunt mai important copiii, că le-am promis lor. I-am lăsat pe copii plângând acasă. Copiii nu mă înțeles atunci și poate nici azi. Și acum când îți la casă lor și îți părinți, spune, Tate, au fost momente când ne-ai neglijat. Și recunosc asta. Dar uneori slujirea m-a împins să fac asta. Am mers acolo, erau poate 300 de oameni din lume, de ortodoxi. Cea mai mare evangelizare acolo. Că la biserică nu prea vin, dar acolo au venit toți. Țin minte că m-am dus, am predicat cu greu când am văzut fetița aia scumpă acolo în sicriu. Și au fost oameni care, care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a vorbit. Și am înțeles că la asta m-a chemat Dumnezeu. A fost chemarea Domnului și n-a fost singura dată. Am avut momente în care eram cu geamantanele să plecăm nu știu unde, în vizită la Lacul Roșu. Și au zis, frate, uite, să o mașina lui Gabi Zăgreanul, nu știu care, și avem evangelizare. o să fie aici nu știu câți oameni, o mie de oameni. Vină la noi. Am lăsat gențele jos și m-am dus și am lăsat familia plângând. Nu spun asta ca să ies în evidență, că nu, nu, nu ăsta e sensul. vreau să spun, Slujirea adevărată presupune sacrificii. Nu știu dacă ați citit despre David Livingstone, a studiat medicina, a terminat-o și s-a dus în Africa, s-a dedicat și a lucrat acolo ca misionar. Bineînțeles că eu și îngrijit pe africani. S-a întors prin el sute de mii de oameni. Le curăța rănile, îi trata de boli, l-au vizitat niște colegi de facultate, că nu mai văzuse de mult și când l-au văzut cum arată, era numai piele și os, slab, mânca rădăcini, ierburi, nu mânca grătare, de angus. Și o zis, mă, te irosește aici, ai făcut destul, scapă viață, dacă mai stai aici, mori într-o zi, tu nu vezi că intri în pământ. Și David Livingstone a rostit un cuvânt, l-a citat pe Domnul Iisus spunând, cine caută să-și scape viața asta, o va pierde pe el Eu lăsat niște conserve acolo, niște bunuri, s o mai întremat puțin și au lucrat, și au lucrat, și au lucrat. Fiecare zi o începea cu patru ore de rugăciune pe genunchi, patru ore. În dimineața când o plecat din lumea asta, trecusă cinci ore și cel ce îl îngrijea, o plecat lângă el și o văzut că-i o constata că murise. O venit englezii să ia trupul, să-l înmormânteze, însă africanii au scos inima din pept. Și au zis o îngropăm aici, pentru că inima acestui mare om a bătut pentru continentul negru. De fapt, inima lui bătuse pentru împărăția lui Dumnezeu. Inima ta pentru cine bate? Pentru ce bate? O întrebat într-o zi, Petru, Doamne, pentru tine am lăsat cât? Ce am lăsat? Tot te-am slujit, am făcut sacrificii. Avea soacră, deducem că avea și familie, și nevastă, și copii. Știți din ce trăia familia lui Petru? Din pește. Avea o grămadă de nopți ratate, cu barca goală dimineața. Cu ce o trăi familia lui? Trei ani și jumate. l urmat pe Iisus zi de zi. Că nu s-a dus la, pung la, punga lui Iuda să zică, dă ceva ca să trimit acasă prin Western Union sau pe Monii Grem, că nu era atunci. Oricum Iuda păzea punga bine și pe bună dreptate se ridică în picioare și spune, Doamne, am lăsat tot pentru Tine. Ce vom primi? Și Hristos le răspuns, Tu, voi și oricine, în viața asta lasă ceva, un lucru, va primi un sutit. Spune Aleluia. Și asta nu-i tot. În viacul viitor, asta ne așteaptă. Viața se merită? pașii vieții mele de... Dumnezeu nu numără pașii la mol, care îi faci la picnic, la iarbă verde, nu are treabă pe care îi faci pentru el, în numele lui, are o evidență clară. Știe Dumnezeu firele de păr din cap care îți Amen. Amin? Știe Dumnezeu tot. știe Dumnezeu cuvintele, știe gândirea, știe tot ce ai făcut. Dumnezeu știe tot. A spus Petru la mare Doamne Iisuse, Tu le știi de câte. Tu le știi de toate. Slavă Domnului! Slujește-L pe Domnul nascuns, ascuns. Amin? Și face dreapta să nu știe stânga. Și la final Dumnezeu te va răsplăti. Că Dumnezeu e drept. De ce Ștefan s-a uitat la cer în ziua morții? Că toți aruncau cu pietre din el, fapte șapte. De ce? Pentru că știa că există cineva care nu uită cineva care are, are, memorie bună și acesta e Dumnezeu. E Dumnezeu ce stă mai sus de stele. Lăuda să fie Domnul. Și plin de Duhul Sfânt în ziua morții a strigat, nu plin de frică. Iată-vă cerurile deschise și pe Hristos stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul. O văzut cerul deschis pentru că asta îi așteaptă pe truditori, pe slujitorii lui Dumnezeu. Vor fi răsplătiți. Ferice de morții care mor în Domnul. Pentru că ei se vor osteni de ce? De faptele lor. Da? De ostenele lor. Și faptele lor, spune Apocalipsa, îi urmează. Are ce să te urmeze? Doamne ajută-ne! E vremea când mulți să pierd în confort. Dumnezeu să ne binecuvinteze să lucrăm, să muncim, amin? Să trudim, să fim truditori, că merită Dumnezeu, merită Dumnezeu! Într-o bună zi te va răsplăti și mă va răsplăti. Ridicați-vă în picioare. Haideți împreună, motivați de cuvântul ăsta să intrăm în rugăciune. O slujire plăcută Domnului care la final va fi răsplătită. Dacă Guvernul României răsplătește pe muncitor după 30-40 de ani de muncă cu pensii, pensie, mai mică, că mai mare, dar Cu atât mai mult Dumnezeu, Dumnezeu care e drept, Dumnezeu care nu uită, un Dumnezeu binevoitor. lăudat să fie Domnul care își înnoiește bunătățile și îndurările față de noi în fiecare dimineață. Să spunem în seara asta, trăiască Domnul! Iisus Hristos îi prezent în adunare, îi prezent aici la Jebel. Doamne, ai milă de noi, ajută-ne să te slujim, Doamne! O, Duhul Sfânt, focul slujirii, să cuprindă fiecare inimă prezentă aici. Intrăm în rugăciune, chemăm numele Domnului, și Dumnezeu să ne ajute, să ne asculte, să slujim după voia Lui.